Un bărbat care făcea taximetrie fără autorizație și transporta ilegal persoane în mașină s-a aruncat în râul Olt atunci când polițiștii l-au oprit pentru verificări. El a fost costeafăr din apă cu ajutorul pompierilor. Conform Digi24, incidentul s-a produs în imediată apropiere a podului rutier peste Olt de la Slatina, unde polițiștii rutieri făceau verificări în trafic, a informat Inspectoratul de Poliție Județean IPJ Olt. Polițiștii au oprit o mașină condusă de un bărbat de 49 de ani, despre care aveau informații că ar transporta persoane fără să aibă autorizație de transport public. Când a fost oprit și i s-au cerut actele, el a aruncat documentele pe carosabil și a ieșit din autoturism, sărind în râul Olt, potrivit sursei citate. La locul incidentului au intervenit un echipaj de pompieri cu o barcă pneumatică și unul de ambulanță. Bărbatul a fost scos din apă și a dus la mal cu ajutorul pompierilor. Nu a avut nevoie de îngrijiri medicale și a refuzat să fie dus la spital. Bărbatul a fost sancționat contravențional conform normelor legale privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere. Totodată, polițiștii i-au reținut certificatul de înmatriculare și plăcuțele cu numărul de înmatriculare al mașinii, urmând să nu mai aibă voie să folosească mașina în următoarele 6 luni, relatează Digi24.